S-a dat startul ediției a doua a proiectului Universitatea pentru vârsta a treia. 20 de cursanți care au peste 60 de ani vor avea ocazia să-și dezvolte abilitățile digitale, dar și cele de comunicare. Proiectul are scopul de a promova o îmbătrânire activă. Sunt 20 de participanți ce vor frecventa cursurile în limba română de dezvoltare a abilităților digitale și de comunicare între generații. Ei vor primi în dar și câte un telefon mobil pentru a pune în practică cunoștințele. Cred că e benefic, suntem mai mult și să aflăm experiența fiecăruia care și cum să ne organizăm așa ca să trăim o viață sănătoasă și activă la bătrânețe. Am 4 nepoți. Ajută, nu se orice caz, dacă noi avem timp liber. Și aici cred că mai detaliată să ne predea, să ne învețe mai scurt. Vreau o leac să comunic cu toată lumea care se este, ce se adună și, în primul rând, îmi place tare mult să mă ocup cu ceva. Mai ales, iată, cu telefoanele. În Republica Moldova sunt peste 590.000 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani. Conform studiului Generații și Gen, doar 2% dintre aceștia sunt implicați în activități de studiu, sub media Uniunii Europene, care este de 4,5%. Activitățile de învățare în cadrul Universității de vârsta a treia sunt axate pe cele mai necesare, cele mai actuale domenii de care au nevoie toți, indiferent de vârstă. Încercăm să lărgim numărul de vârstnici care își dezvoltă acele abilități digitale, numărul de vârstnici care au acces la tablete, la telefoane și numărul de vârstnici care au acces la lumea digitală. Este o inițiativă care în fiecare an noi reușim să o lărgim, să cuprindem cât mai mulți vârstnici. Can I just say how unique this program is, which is why I think this is truly visionary, to allow for the renewed engagement, to allow for the older generation to be with us. Universitatea pentru vârsta a treia este un program pilot care se desfășoară în perioada octombrie 2023-iunie 2024. În promoția întâi au participat 40 de cursanți cu vârstele de peste 60 de ani. Printre aceștia sunt și 7 refugiați din Ucraina.